Echipa lui Daniel Isaila a câștigat cu 2-0 partida cu Pandurii și rămâne în cursa pentru titlu. Prima ocazie a aparținut giurgiuvenilor, însă Takayuki Seto a reluat pe lângă poartă din centrala lui Iorga din minutul 4. Pandurii au trecut pe lângă deschiderea scorului prin Buleică în minutul 25, însă mingea a nimerit bara. Fostul oțelar Iorga a prins un șut violent de la distanță 4 minute mai târziu, dar Gliwa a respins în corner. Repriza a doua a adus și golurile. Mai întâi Mățel a executat impecabil o lovitură liberă în minutul 65 și Astra a preluat conducerea pe tabelă. Doi jucători de la Astra s-au atașat zidului. Mățel! Excepțional! Excepțional! Gol imparabil! Mățel plasează mingea în vinclu! Reușită fabuloasă a fostului jucător constanțean. Trupa lui Isaila s-a desprins peste 5 minute, Iorga a profitat de neatenția fundașilor gorjeni și l-a învins pe Gliwa cu un șut plasat. Echipa în Liga Europei a luat echipa în ianuarie 2013 de la Petre Grigoraș. Este 2-0. 2-0 pentru Astra, înscrie Iorga. Iorga la primul său gol pentru Astra. Astralii s-au impus cu 2-0 în fața Pandurilor și ocupă astfel locul 2 cu 4 puncte mai puțin decât liderul Steaua și cu 3 puncte mai mult decât Petrolul Ploiești.